Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară. Bună seara, drăguță! Ascultați o poveste despre niște pescari proști. Trăiau odată 6 frați. Într-o zi, ei s-au dus să prindă pește și au început a-și alege fiecare un loc potrivit. Eu mă așez în luntre, zise primul. Dar eu aici, pe pluta asta, zise al doilea. Eu unul mă reazăm de răchita de colo, zise al treilea. Eu stau pe poteț, zise al patrulea. Dar eu pe piatră, zise al cincilea. Eu voi sta chiar pe mal, zise al șaselea. Așa au și făcut. Fiecare pescuia la locul ales și toți aveau noroc. Au prins o mulțime de pește. Când era să se pornească spre casă, s-au neliniștit deodată. Am stat atât aici la râu, careva de noi putea să se înnece. Mai bine, hai să ne numărăm. Trebuie să fim 6 de toți, zise cel ce stătuse în luntre și începe a număra. Cel de pe plută, 1. Cel de sub răchită, 2. Cel de pe podeț, 3. Cel de pe piatră, 4. Și cel de pe mal, 5. Vai, dar unde e al 6-lea? Ce nenorocire! Era atât de speriat că nici n-a băgat de seamă că pe sine nu se numărase. A mai numărat odată și cel de pe plută și iar nu i-a ieșit socoteala. Apoi au numărat și ceilalți frați, însă la toți le ieșea numai 5, pentru că fiecare uita să se numere pe sine. Au început a alerga pe mal încolo și încoace în căutarea bietului frățior pierdut. Și iată, tocmai trecea pe acolo un băiețel. Fusese și el la pescuit, însă nu avusese noroc și se întorcea acasă cu mâna goală. Ce-i cu voi de sunteți așa necăjiți? Îi întrebă el pe frați. Ați prins doar atâta pește? Nu-i vorbă de asta, au răspuns ei. Când am venit încoace, eram 6, iar acum am rămas numai 5. Unul s-a negat, însă care, nu știu. Băiețelul i-a privit, s-a mirat, apoi a început a râde. Vreți să vă ajut eu, numai că o să vă doară. Nu-i nimic, vom răbda. Eu am să-l pișc pe fiecare de mână, iar voi să numărați. Și a început să-i piște pe rând. 1, a strigat primul. 2, a țipat al doilea. 3, a urlat al treilea. 4, a zbirat al patrulea. 5, s-a văicărat al cincilea. 6, a suspinat al șaselea. Ia te uită, sunt 6. Frații s-au uitat bucuroși unul la altul. Ura! S-a găsit cel pierdut! Apoi au început a-i mulțumi băiețelului. Uite, ia peștele nostru, ia-l! Băiețelul nici nu prea trebuia rugat, a luat peștele, iar cei 6 pescari proști s-au pornit spre casă, veseli și mulțumiți. Aici se termină povestea. Noapte bună!